Pacea Domnului Iisus Hristos tuturor celor ce îl iubesc pe El în curăție. Dragii mei, suntem din nou la oaltă în încercarea de a trăi adevărul prezent și cuvântul lui Dumnezeu și viața noastră la oaltă. Descoperim că Scriptura este un inepuizabil tezaur de adevăr și în același timp de adevăr real, concret, legat de zilele pe care le trăim. Știu că vineri seara este o seară mai sensibilă, dedicată în general momentelor în care ne căutăm sufletul, ne căutăm mângâierea, ne căutăm mântuirea, intrăm oarecum în noi înșine și încercăm să vedem părțile sufletului care au fost expuse în timpul săptămânii, înfrângerile noastre și cumva încercăm ca prin studiul de vineri seara să așezăm pace și liniște peste sufletul nostru oarecum zbuciumat și hăituit. Probabil că studierea evenimentelor mari ale lumii nu intră în categoria acestor căutări. Dar vă voi ruga totuși să mai avem puțină răbdare și să dedicăm orele de vineri seara unei înțelegeri generale în legătură cu evenimentele noastre și în legătură cu vremea pe care o trăim, pentru că ne vor fi absolut necesare atât în ziua de astăzi cât și în zilele care vor veni. Din cauza aceasta am decis cu oarecare strângere de inimă să parcurg cu dumneavoastră un anume material de o foarte mare încărcătură spirituală, religioasă, dar care nu este scris de un autor sau de un scriitor al canonului biblic, ci scris de un om care trăiește în secolul XIX, scrie rândurile acestea în jurul anilor 1888 și despre al cărui nume am auzit toți, am făcut referire la el aici de foarte multe ori și anume e vorba de Dostoievski. Îl voi folosi pe el în prima parte a întâlnirii noastre pentru ca să creez un cadru istoric al înțelegerii europene în legătură cu evenimentele care se întâmplau acum și cu evenimente care se replichează în zilele noastre. Dostoievski este un ortodox ancorat profund în sufletul său de tradiția ortodoxă și de Scriptură și veți vedea lucrul acesta. Cu toate acestea, el este un ortodox care studiază literatură venită din țările protestante ale vremii lui. Diferența de teologie și de înțelegere între protestantismul vremii respective, între catolicismul zilelor lui și între ortodoxia pe care o trăia el, această diferență de teologie îl face pe el să fie un foarte atent observator al cuvântului lui Dumnezeu și al evenimentelor vremii sale. Când vei citi literatura lui și modul în care prezintă el lucrurile, veți observa o uluitoare asemănare între înțelegerea biblică a protestantismului din zilele respective și între expunerea lui. Să fie foarte limpede, el nu iasă din înțelegerea ortodoxă, în același timp însă o
iluminează oarecum cu textul biblic, cu evenimentele care au avut loc de atunci, cu Teodiceea care frământa lumea creștină la vremea respectivă. Mă folosesc de el pentru a face apel la aceia care vor urmări acest material și care, probabil, nefiind suficient de familiarizați cu Scriptura, au nevoie de o altă autoritate care să conducă la Scriptură. Și îl voi folosi pe Dostoievski ca o autoritate mai nesemnificativă, mai mică, dar care uneori este mai aproape de înțelegerea și sufletul nostru, care să ne conducă la Scriptură. Astfel încât Scriptura să ne fie aproape. Deci, același capitol, aceeași secvență, frații Karamazov, capitolul Marele Inchizitor. Nu voi cita pagini, pentru că, evident, eu am o altă ediție decât aceea pe care o veți găsi dumneavoastră. Dar, încă o dată, rețineți capitolul Marele Inchizitor. Rețineți că discuția are loc între acest reprezentant al Bisericii Catolice, care este un iezuit, generalul iezuit de la Sevilla, și care stă de vorbă cu Domnul Iisus Hristos într-o scenă ipotetică în care acesta s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos în piața mare a orașului Sevilla. Auziți. Drept ai răspuns că omul nu trăiește numai cu pâine. Știi tu însă că numele acestei hrane pământești, Duhul Pământului se va ridica împotriva ta, dând piept cu tine și te va birui, și că atunci toată lumea îl va urma strigând în gura mare, cine este asemenea fiarei care a făcut să se pogoare focul din cer? Știi tu oare că peste veacuri omenirea va da glas prin gura înțelepților și a învățătorilor săi, că nu există pe lume crimă și, prin urmare, nu există nici păcat, ci numai flămânzi? Vă rog să observați legătura dintre ispitirea Domnului Iisus Hristos din pustie, Evanghelia după Matei, capitolul 4, și înțelegerea profetică de-a lungul istoriei, în care omenirea încearcă să-și împartă pâinea și nu reușește, și din cauza aceasta există războaie, există persecuție, există ură. Continui. Căci cine va da de mâncare mulțimii, va apuca să ducă la bun sfârșit ceea ce ai început tu. Și noi vom fi aceia care vom hrăni numele tău amăgind-o în numele tău. Ortodoxul Dostoievski surprinde foarte bine această autoritate universală care amăgește toată lumea în numele lui Iisus Hristos. O, în vecii vecilor fără noi, spune Marele Inchizitor, oamenii nu vor ajunge să-și astâmpere foamea. Toată înțelepciunea lumii nu va putea să le dea pâine atâta timp cât vor fi liberi. Dar ai să vezi că până la urmă ne vor aduce singuri plocon libertatea și, depunând-o la picioarele noastre, ne vor spune: înrobiți-ne, dar astâmpărați-ne foamea. Fiindcă în vecii vecilor oamenii nu vor fi în stare să împartă pâinea între ei și, în același timp, se vor convinge că niciodată nu vor putea fi liberi, fiindcă sunt slabi de îngeri, de dați la rele, biciznici și îndărădnici. Trăim într-o vreme astăzi când din nou omenirea este pe punctul să reîmpartă pâinea la nivelul planetei. Globalizarea care ni se propune astăzi, acest socialism universal care are în sine făgăduința cerului întreg,
Adică, prin această nouă reașezare a lucrurilor, ni se spune că vom intra într-o societate perfectă, ideală pentru lumea noastră, în care fiecare va avea ce îi trebuie după nevoi și va munci după cum poate. Rețeta din totdeauna a paradisului lumii noastre. Ei bine, în condițiile acestea, când sunt din nou în același punct, am nevoie să-mi aduc aminte de ceea ce spune omul acesta care face referire la Scriptură, care spune, ne vor aduce singuri plocon libertatea lor și o vor depune la picioarele noastre, spunând, înrobiți-ne, dar astâmpărați-ne foamea. Ce se întâmplă azi? Renunțăm încet, încet la principiile fundamentale pe care Dumnezeu ni le-a dat. Principii legate de libertate, principii legate de responsabilitate, principii legate de o conștiință în care omul stă față în față cu Dumnezeu, fiind responsabil numai față de Dumnezeu, astfel încât omul devine un individ față în față cu Dumnezeul lui, în același timp, datorită faptului că el devine responsabil înaintea lui Dumnezeu, el își dezvoltă o conștiință care este capabilă să devină responsabilă în relațiile față de semenii lui. Adică un om responsabil înaintea lui Dumnezeu va fi responsabil față de semenul său. Noi îl vom iubi pe Dumnezeu cu toată inima, pe aproapele ca pe noi înșine. Raportarea noastră la Dumnezeu ne va face capabili, ne va califica să întreținem relații cu semenii noștri. Astfel încât cuvântul lui Dumnezeu pune bazele unei democrații în care individul își păstrează drepturile sale, numai că drepturile lui vor fi puse la dispoziția semenului său. Această combinație a individualismului, în care Dumnezeu și semenii respectă toate drepturile individului, în același timp, însă individul fiind perfect și deplin responsabil față de sine, vis-a-vis de Dumnezeu și de semen, astfel încât individul își restrânge în mod voluntar drepturile sale pentru a-l face pe celălalt să aibă și el posibilitatea să își dezvolte drepturile lui, astfel încât noi putem să trăim împreună unul cu altul, ajutându-ne să ne dezvoltăm individualitatea și personalitatea noastră într-o colectivitate perfect responsabilă înaintea lui Dumnezeu și unii înaintea altora. Aceasta a fost capodopera societății protestante care a fost construită aici, în spațiul lumii noi. Lumea nouă a fost și a beneficiat de această, deci a fost compatibilă și a beneficiat de această experiență în care s-a dorit să se construiască o societate bazată pe responsabilitate individuală și în același timp pe o colectivitate de drepturi comun. Ei bine, Dostoevski spune, va veni vremea când veți renunța la aceste drepturi individuale. Vă veți vinde libertatea pentru ca să cereți să vă împartă altcineva pâinea. Înrobiți-ne! Noua paradigmă care se pune înaintea noastră este renunțarea la drepturile individuale pentru a crea un drept comun. Ideea înrobiți-ne înseamnă eu îmi vând drepturile mele individuale și libertatea mea înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor pentru ca altcineva să vină și să îmi împartă pâinea mie, astfel încât eu devin rob. Ne îndreptăm către o astfel de realitate, către un astfel de concept, un fel de comunitarism în care eu renunț la drepturile mele
pentru drepturile comune, se folosește din ce în ce mai mult ideea de greater good, adică bunul suprem, cel mai mare bine. Și evident, pentru că avem de-a face cu binele colectiv, aparent binele colectiv este mai mare, mai important decât binele individual. Și astfel omul, într-un gest de noblețe greșit înțeleasă, renunță la libertatea lui pentru un ideal care îl înrobește și îl face subiectul binelui comun. Acel teribil text este: mai bine să moară un om pentru tot norodul. Aici ajungem. Continui. Fiindcă nu există pentru omul liber o grijă mai statornică și mai chinuitoare decât aceea de a afla cât mai repede în fața cui se cuvine să se plece până la pământ. Nu vom înțelege aproape niciodată nevoia de religie și psihologia religioasă folosită în cadrul globalizării și în cadrul unirii unor mase mari de oameni, dacă nu vom înțelege această idee acum. Omul liber caută cât mai repede o autoritate în fața căreia să se plece până la pământ. Numai că el vrea să se plece înaintea unei forțe indiscutabile, atât de indiscutabile încât toată lumea să o respecte, îndoindu-și genunchii în fața ei, căci în primul rând aceste ființe vrednice de plâns, spune Dostoievski, vor să găsească pe cineva în fața căruia să se plece până la pământ, un om care se ridice deasupra celorlalți, în care să creadă lumea întreagă și căruia să-i se închine toți, absolut toți, de la începutului. Există necesitatea de a generaliza supunerea. Și această generalizare a constituit preocuparea cea mai arzătoare a fiecărui om în parte, precum și a întregii umanități. Din pricina acestei necesități, oamenii s-au tăiat adesea cu săbile și făurindu-și singuri zeilor, s-au amenințat unii pe alții, spunând: lepădați-vă de zeii voștri și veniți să vă închinați celor care se află în mare cinste la noi. Altfel va fi vai și amar de voi și de zeitățile voastre. Și așa o să fie până la sfârșitul veacurilor. Chiar atunci când vor pieri toți zeii de pe fața lumii, vor continua totuși să îngenuncheze în fața idolilor. Dragii mei, această nevoie a ființei umane reflectă, de fapt, până la urmă, nevoia omului de a-L găsi pe Dumnezeu după ce l-a pierdut. Golul acela în sufletul uman după Dumnezeu, în momentul în care a fugit dinaintea lui Dumnezeu, golul acela a rămas, iar omul încearcă cu îndârjire să-L umple cu câte ceva, cu lemne, cu pietre, cu aur, cu argint, cu diamante, cu chipuri de oameni, cu chipuri de animale, cu chipuri de constelații, cu ce vreți dumneavoastră, cu ceva să-L umple. Și când încearcă să-L umple, pentru faptul că nu știe dacă l-a umplut cu ceea ce trebuie, el încearcă să generalizeze acest idol din sufletul lui, să-L generalizeze asupra tuturor oamenilor, pentru ca în felul acesta să ajungă la concluzia că el are dreptate și că nu există nimeni care să găsească pe cineva mai autentic decât zeul lui. Este o luptă extraordinară după căutarea unui Dumnezeu. Sfânta Scriptură
în Decalog, în prima poruncă, spune să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Din cauza aceasta, oamenii încearcă generalizarea religiei lor, pentru că nu vor să mai știe că este vreun alt Dumnezeu mai mare decât Dumnezeul lor și în felul acesta să creadă că au ajuns la adevăr. Din cauza aceasta, noi ori vom primi revelația lui Dumnezeu ca fiind adevărul absolut, ori câtă vreme vom încerca noi să ne facem zeii noștri, vom ajunge în această situație pe care am citit-o. Chiar când vor pieri toți zeii de pe fața lumii, oamenii vor continua să îngenuncheze în fața idolilor lor. Pentru că nu vom putea să trăim fără Dumnezeu. Ori vom primi pe Dumnezeul adevărat, ori dacă nu, ne vom construi, confecționa proprii noștri zei. Voltaire și ceilalți umaniști care au stat la baza Revoluției franceze au avut dreptate atunci când, uitându-se de jur împrejur, au zis: voi ați făcut pe Dumnezeu după chipul vostru. Ca mai apoi să spună: religia nu este altceva decât un drog de care aveți nevoie ca să fiți robi. Religia este opiul popoarelor, spuneau ei. Deci, ori vom înțelege pe Dumnezeul adevărat, ori dacă nu, ne vom droga cu o religie despre care Scriptura spune că are în vinul mâniei ei amestecate toate substanțele posibile care vor lua mințile acestei lumi. Interesant, religia neadevărată, nebiblică, va fi acel drog care va ameți societatea acestei lumi și care va realiza ceea ce politica, economia și ideologiile nu vor realiza, și anume vor aduce pe toți împărații pământului împreună, unindu-i pentru marea zi finală de luptă împotriva lui Dumnezeu. Vom vorbi despre asta. Emblema ce ți s-a oferit odată cu pâinea avea sorți de izbândă. Dă-i pâine și omul ți se va supune fără greș. E cea mai sigură chezășie. Dă-i pâine astăzi și omul nu va ieși din casă. Nu-ți va face probleme. Nu va face revoluții pe străzi. Dă-i pâine și circ și va sta în casă de dimineața până seara. Îl vei îmbăta, îi vei lua mințile și va sta liniștit la locul lui. Dar dacă în același timp cineva, nu tu, altcineva, s-ar întâmpla să-i prindă în mreajă conștiința, o, atunci, să știi, e în stare să se lipsească până și de pâine, ca să-l urmeze pe acela care îi subjugă cugetul. Căci taina existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru cine trăiești. Fără o noțiune precisă a rostului său în lume, în vecii vecilor omul n-ar accepta să trăiască. Mai curând și-ar face singur seama decât să-și ducă mai departe existența pe pământ, chiar dacă în jurul lui ar fi grămezi de pâine. Cugetul are nevoie să fie înrobit și el, nu numai stomacul. În lume nu există decât trei forțe, unicele pe pământ, în măsură să înfrângă și să subjuge definitiv în numele propriei fericiri. Conștiința acestor bicisnici. Și aceste forțe sunt miracolul, taina și autoritatea. Iar toate aceste lucruri au rădăcina în fenomenul religios. Miracolul, taina și autoritatea. Cum de nu te-ai gândit că, lepădându-se de minuni, el se va lepăda în timp și de Dumnezeu, fiindcă de fapt nu-l caută pe Dumnezeu, cât mai ales minunile sale? Și cum poate să trăiască fără minuni omul? Și dacă va trăi fără minuni,
Omul va încerca să și le făurească singur, dând crezare miracolelor plăzmuite de el, închinându-se în fața minunilor săvârșite de vraci, în fața farmecelor urzite de vrăjitoare, chiar dacă ar fi de 100 de ori răzvrătit un eretic sau un ateu. Noi, spune el, în cadrul religiei, am căutat să îndreptăm ceea ce ai făcut tu, punând la temelia faptei tale eroice miracolul, taina și autoritatea. Și oamenii s-au bucurat că sunt din nou mânați ca o turmă și că, în sfârșit, inima lor a fost ușurată de povara unui dar funest care le adusese numai necazuri, adică libertatea. Au renunțat la libertate și datorită miracolului, datorită tainei, datorită minunii, ei sunt mânați ca o turmă mai departe. Miracolul. Dacă vă va zice cineva, iată-l în odăițe ascunse, iată-l în pustie, să nu credeți și să nu vă duceți. Pentru că miracolul sau minunea îi mână pe oameni ca o turmă într-o direcție fatală. Crezoare că noi n-am iubit omenirea de vreme ce am ales cu atâta umilință slăbiciunile ei și am căutat din toată inima să-i ușurăm povara, îngăduind firii sale nevolnice chiar și păcatul, cu condiția să fie făcut cu știrea noastră. Mă opresc aici. Nu vi se pare că atunci când cineva ne dă posibilitatea să mai păcătuim, să mai greșim, nu vi se pare că omul acela pare că ne iubește mai mult? În timp ce Dumnezeu spune clar, nu păcătuiți, căci plata păcatului este moartea, nu vi se pare că Dumnezeu este prea dur atunci când ne face să plătim cu viața un mic păcat? Și nu vi se pare că e mult mai bine ca să fie cineva care să-ți spună, uite, îți dau voie să păcătuiești, nu e nicio problemă, numai spovedește-te. Adică fă păcatul cu știrea noastră. Ce ciudat! În cartea Tragedia veacurilor, pagina 567, găsesc următoarele gânduri. Pretenția bisericii la dreptul de a ierta îi face pe oamenii care intră în procesul spovedaniei să fie liberi să păcătuiască. Iar îndoiala spovedaniei, fără de care iertarea nu este acordată, tinde și ea să dea îngăduință către rău. Acela care îngenunchează înaintea unui om căzut și își deschide prin mărturisire gândurile ascunse și închipuire inimii lui, acela își înjosește demnitatea de om și își degradează toate instinctele nobile ale sufletului. Descoperind păcatele vieții lui înaintea unui preot și el, un păcătos muritor, supus greșelii și prea adesea stricat de imoralitate, măsura caracterului lui este coborâtă și ca urmare este pătat. Concepția lui cu privire la Dumnezeu este coborâtă și asemănată omenirii căzute, căci preotul stă ca reprezentant al lui Dumnezeu înaintea lui și ca dacă Dumnezeul este ca preotul, idealul lui Dumnezeu este coborât. Această mărturisire degradantă a omului față de om este izvorul tainic din care au ieșit multe din relele care mânjesc lumea și o pregătesc pentru distrugerea finală. Dar pentru acela care iubește îngăduința de sine, este mai plăcut să-și mărturisească păcatele unui semen muritor decât să-și deschidă sufletul înaintea lui Dumnezeu. Este mai plăcut firii omenești să facă penitențe decât să renunțe la păcat. Este mai ușor să-și mortifice trupul îmbrăcat în sac, biciuit și în lanțuri aspre decât să-și răstignească poftele firii
Greu este jugul pe care inima firească este gata să-l poarte în loc să se plece sub jugul lui Hristos. Îngăduind firii nevolnice, chiar și păcatul, cu condiția să fie săvârșit cu știrea noastră. Legăturile în care omenirea este prinsă printr-o religie care nu are la bază principiile mântuirii numai prin Iisus Hristos și a iertării oferite de acesta prin har, legăturile acestea sunt teribile. Continuă mai departe Dostoevski. Cum aș putea oare să ascund de tine taina noastră? Poate că vrei totuși să o auzi din gura mea, spune Marele Inchizitor. Atunci ascultă. Noi nu suntem cu tine, ci cu El. Aceasta este taina noastră. Nu uitați. Iisus Hristos este acolo și atunci când El spune noi nu suntem cu tine, arată către Iisus Hristos. Și când spune noi suntem cu El, arată către opusul lui Iisus Hristos, către anticrist. Aici este spiritul de observație fantastic al lui Dostoevski. El identifică o religie care nu mai este cu Iisus Hristos, ci care este opusul lui Iisus Hristos, este cu anticristul. De mult nu mai suntem cu tine, ci cu El. Au trecut 8 veacuri între timp. S-au împlinit 8 veacuri de când am primit din mâinile Lui ceea ce tu ai lepădat cu indignare. Darul din urmă pe care El însuși ți l-a oferit atunci când ți-a înfățișat împărățiile pământești. E vorba de minunea sau de ispitirea în cadrul celei de-a treia minuni. Când îl ia și îl duce pe Domnul Iisus Hristos pe vârful muntelui și Satan atunci îi arată toate împărățiile lumii cu o singură condiție. Să se alieze cu El. Într-un globalism pe care sau pe care Satan îl căuta de atunci. Noi am primit de la El Roma și spada cezarului, decătându-ne stăpânitorii pământului, singurii lui împărați, deși nici până în ziua de azi n-am apucat să ne desăvârșim lucrarea începută. Va trece încă multă vreme până să fie dusă la bun sfârșit și până atunci lumea va mai avea încă multe de îndurat, dar în cele din urmă ne vom ajunge țeluri, vom fi cezari. Și iată, într-adevăr, scopul acesta unic, și anume o biserică cu caracter dublu, o biserică care este și cezar în același timp. Adică are atât dominație asupra părții spirituale, cât are și dominație asupra părții sociale, politice. O biserică cu pretenții spirituale, dar în același timp o biserică cu pretenții imperiale. Are și un rege acolo. Mai mult decât atât, căpetenia bisericii este deasupra tuturor conducătorilor pământului. Fiindcă cine altul ar putea fi în măsură să stăpânească oamenii decât acela care le stăpânește cugetul și în mâinile căruia se află pâinea lor. Cugetul și pâinea. Două mecanisme de robie teribilă. Noi am primit așadar spada cezarului și odată cu aceasta firește ne-am lepădat de tine, spune mai departe generalul iezuit. Pentru a-L urma pe El. Vor mai trece încă veacuri de biciznică domnie a gândirii libere, a științei și a antropofagiei, fiindcă de vreme ce au început să ridice turnul Babel fără noi, vor ajunge în cele din urmă la antropofagie. Atunci, abia atunci, fiara se va târî la picioarele noastre și le va
săruta supusă, stropindu-le cu lacrimi de sânge și noi o vom încăleca și vom înălța cupa, iar pe cupă va fi săpat cuvântul taină. Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte? Este vorba de acea scenă apocaliptică unde această biserică finală este văzută șezând pe fiară și având în mâna ei o cupă ce avea scrisă pe ea cuvântul taină. Foarte interesant. Citiți, vă rog, Apocalipsa, capitolul 17. Despre asta e vorba. Apocalipsa, capitolul 17. Ceea ce spune aici, autorul spune că omenirea va încerca să rezolve problemele ei prin știință, prin ateism, prin puterea intelectuală și rațională. Că lumea modernă sau modernismul va trimite spre această încercare de a rezolva toate problemele lumii prin logica, prin rațiunea școlii, a educației și, încă o dată, repet, a științei. Iar el spune, nu, aceasta este o încercare, voi vă veți întoarce la noi pentru că ceea ce aveți voi nevoie nu este de o rezolvare intelectuală, ci aveți nevoie de taina noastră, de spiritul nostru. Se vor târî la picioarele noastre mărturisind în gura mare, da, ați avut dreptate, voi singuri stăpâniți taina, de aceea ne-am întors la voi, izbăviți-ne de noi înșine. Este momentul în care lumea renunță la modernismul ideologic, intră în postmodernism și în momentul acesta toată lumea se îndreaptă spre această putere spunând, izbăviți-ne de noi înșine, de rațiunea noastră, de gândirea noastră, de concluziile noastre, de tot. De ce? De independență, de gândirea liberă, de știință, de tot. N-am crezut vreodată să ajung ca lucrul acesta, să văd cu ochii mei lucrul acesta. Cu toate astea, tot ceea ce se întâmplă astăzi în jurul meu confirmă acest lucru. Renunțarea la logică, renunțarea la știința newtoniană, renunțarea la știința obiectivă, declararea evenimentelor paranormale ca fiind parte din elementele de studiu științific. Vocabularul spiritist introdus în știință, teozofia fiind acceptată și ea la nivel de știință, vorbindu-se despre o știință mistică în momentul acesta, toate astea îmi vorbesc despre faptul că suntem exact aici. Vor renunța la ei înșiși, la capacitatea de a gândi pentru a fi izbăviți de ei. Primind pâinea din mâna noastră, își vor da seama, firește, că nu facem decât să le luăm pâinea pe care au dobândit-o ei înșiși prin munca brațelor lor și să o împărțim între ei. Și își vor da seama deopotrivă că nu e vorba de nicio minune la mijloc, că noi nu prefacem pietrele în pâine, dar nu se vor bucura atât de pâine, cât mai ales pentru că o primesc din mâna noastră. Idealul societății spre care ne îndreptăm acum este un ideal în care bogățiile se vor reîmpărți între noi. Atâta tot. Le vom reîmpărți. Și aceia care au mult vor ajunge să aibă mai puțin pentru ca toți să avem din destul.
Actul reîmpărțirii va fi considerat cea mai mare și cea mai necesară minune pentru noi. Socialismul utopic. Ne îndreptăm spre el. Iar baza acestui socialism utopic va fi religioasă. Este uluitor acest demers pe care îl observăm azi. Da. Citez mai departe. Nici o vorbă. O să-i punem să muncească. Dar în orele libere vom căuta să le înșghebăm o viață plăcută, ca un joc de copii, cu cântece naive, cu coruri și dansuri nevinovate. O, le vom da voie chiar să și păcătuiască, știind că sunt slabi de îngeri și biciznici și ei, la rândul lor, ne vor iubi ca niște copii, pentru că vom fi atât de toleranți cu ei. Luați gândul acesta, păstrați-l cu dumneavoastră, este teribil. Oamenii nu vor mai ști ce e dragostea, datorită faptului că vor pierde adevărul și îi vor iubi pe aceia care îi înșală pentru faptul că le vor da voie să fie mai liberi în ceea ce privește păcatul, adică le vor da voie să păcătuiască, pentru că vor fi mai toleranți. Din cauza aceasta oamenii iubesc astăzi cuvântul toleranță, pentru că se vor îndrepta și sunt îndreptați exact spre punctul acesta. Le vom spune că oricare dintre păcatele lor va fi de bună seamă răscumpărat de vreme ce a fost săvârșit cu învoirea noastră și că numai și numai din dragoste le îngăduim să păcătuiască luând asupra noastră pedeapsa ce le se cuvine. Și astfel ei ne vor iubi din ce în ce mai mult. În schimb, nu vor păstra nicio taină față de noi. Ne vor spune tot. Nu vor căuta să ne ascundă nimic. Și după cum vor fi sau nu ascultători, le vom permite sau îi vom opri să trăiască cu soțiile, bovnicele lor, să facă sau nu copii cu ele și ei se vor supune cu dragă inimă fericiți. Cele mai chinuitoare secrete ce le apasă conștiința vor veni să ni le mărturisească nouă, dezvăluindu-ne tot, absolut tot ce au pe suflet și noi îi vom dezlega. Iar ei vor fi bucuroși să se încreadă în cuvântul nostru, pentru că bizuindu-se pe noi, vor scăpa de o grijă împovorătoare și de înfricoșătorul chin la care îi supune în momentul de față necesitatea de a alege singuri și în deplină libertate. Și astfel vor fi fericiți. Ei vor muri în pace, se vor săvârși din viață în numele Tău și dincolo de mormânt nu vor găsi decât moarte. Iar noi vom păstra cu grijă secretul și pentru fericirea lor îi vom amăgi, făgăduindu-le o răsplată veșnică în ceruri, fiindcă de bună seamă, chiar dacă lumea de apoi ar exista cu adevărat, ea nu va fi fost făcută pentru făpturile de seama lor. Mă opresc aici și mă îndrept spre Scriptură. N-am dorit să dau o interpretare Scripturii, interpretare de vreun autor creștin, astfel încât cineva să spună, iată, ei își trag spuza pe turta lor. L-am folosit pe acest scriitor pentru a înțelege că oricine studiază Scriptura cu atenție va ajunge să se întrebe oare ce vremuri trăim. A doua epistola lui Pavel către Tesaloniceni, de la capitolul 2, versetul 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci venirea Domnului Iisus Hristos nu va veni înainte de a fi venit lepădarea de credință, de a se fi descoperit omul fără de legii, fiul pierzării. Încă o dată, este cazul să înțelegem cine este omul fără de legii. Răspuns, este anticrist. Dar anticristul este omul fără de legii. Care este semnul omului fără de legii? Este clar, fără de legea. Deci anticrist este acela
care promovează fără de legea sau călcarea legii lui Dumnezeu. Deci omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ceea ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Marea confuzie, marea provocare. Anticristul se va da drept Dumnezeu. Cuvintele anticristului vor trebui să fie ascultate ca fiind cuvintele lui Dumnezeu. Cine va face deosebirea între cuvintele lui Dumnezeu și cuvintele lui Anticrist? Răspuns. Fiecare dintre aceia care cunosc Sfânta Scriptură și care cunosc cuvintele lui Dumnezeu. Astfel că, în momentul acesta, cuvintele lui Dumnezeu vor face diferența între omul fără de legii, a cărui semn este fără de legea, și între Iisus Hristos, a cărui semn de identificare este ascultarea de porunca lui Dumnezeu și de legea lui Dumnezeu. Faceți deosebire. Dacă nu vom face această deosebire pe baza cuvântului lui Dumnezeu și pe baza legii lui Dumnezeu, vom găsi în templul lui Dumnezeu doi care vor vorbi diferit în același templu al lui Dumnezeu, în aceeași biserică al lui Dumnezeu. Unul va vorbi într-un fel, celălaltul va vorbi în alt fel. Amândoi vor folosi minunile. În mod special, acest anticrist îmi spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu că versetul 8 se va arăta cel nelegiuit pe care îl va nimici Iisus Hristos cu arătarea venirii sale. Versetul 9, el și arătarea lui se va face prin puterea lui Satana cu tot felul de minuni, semne și puteri mincinoase și cu toate nelegiuirile pentru cei ce sunt pe calea pierzării și care n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și iată miracolul, iată taina, iată autoritatea care stă în mâna acestui antichrist, dar care va putea să fie descoperit numai prin faptul că el este omul fără de legii, repet pentru a treia oară, a cărui semn este fără de legea. Din cauza aceasta este extrem de important ca astăzi poporul lui Dumnezeu să-și îndrepte atenția asupra legii lui Dumnezeu în ascultare și supunere. Mă întorc la versetul 4. Potrivnicul acesta se înalță mai presus de tot ceea ce este Dumnezeu, de tot ceea ce este vrednic de închinare, se va așeza în templul lui Dumnezeu, se va da drept Dumnezeu. Versetul 7 spune și taina fără de legii a și început să lucreze. De pe vremea lui Pavel, această taina fără de legii a fermentat în biserică. În mod special în secolul 4, creștinarea politică a lui Constantin mută tronul acesta din afara bisericii, îl mută în biserică și din momentul acesta confuzia este teribilă. Are dreptate apostolul Petru să numească Roma ca fiind Babilon, pentru că acolo s-au plămădit cele mai mari sinteze, sincretismul cel mai teribil al vremii trecute și prezente. Pentru ca să înțelegem oarecum unitatea de gândire a Scripturii, vă rog frumos, deschideți repede cu mine în Daniel, capitolul 7. Și veți vedea același lucru. Până voi găsi. Da, Daniel, capitolul 7. Vă rog foarte mult să observați un lucru. La versetul 3, în care se spune nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte de a fi venit lepădarea de credință de a se descoperi omul fără de legii, Cornilescu creează un asterisc și trimite la Daniel 7:25. În Daniel 7:25, despre acest om al fără de legii se spune: fiara a patra,
iertați-mă, 25. El va vorbi vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinții celui prea înalt, se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Din nou, omul fără de legii va lupta împotriva legii lui Dumnezeu și împotriva vremurilor profetice. Sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. O vreme, două vremi și o jumătate de vreme. 3 ani și jumătate. Cu bunăvoința dumneavoastră, dați-mi voie să deschid Apocalipsul acum. Încă o dată, urmărim linia și continuitatea și consecvența limbajului profetic. Apocalips, capitolul 13. Versetul 4. Este vorba de o fiară care a primit puterea din partea balaurului. Tot pământul se închina fiare zicând, cine se poate asemăna cu fiara? Cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care vorbea vorbe mari și hule. Coincide exact cu Tesaloniceni, capitolul 2, care vorbește despre acest lucru când spune potrivnicul care se înalță mai presus de Dumnezeu, de orice este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Mă întorc iarăși aici, în Apocalipsa capitolul 13, a deschis gura, a vorbit vorbe mari, hule, i s-a dat să lucreze 42 de luni, adică 3 ani și jumătate, și iată că din punct de vedere al timpului, Apocalips 13 este identic cu Daniel 7 cu 25, avem de-a face cu aceeași forță, avem de-a face cu aceeași lucrare. Versetul 6 îmi spune că a vorbit vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu, i-a hulit numele, cortul pe cei ce locuiesc în cer, i s-a dat să facă război cu sfinții, să-i biruiască. Și așa mai departe. Și iată că anticristul sau omul fără de legii apare în Daniel 7, apare în Apocalips 13, apare în Daniel 8. Este vorba de cornul cel mic de la versetul 9, 10, s-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta, din stele, le-a călcat în picioare, s-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smult jertfa necurmată, i-a surpat locul locașului său cel sfânt. Și așa mai departe. Este vorba de această activitate extraordinară împotriva lui Dumnezeu, o activitate permanentă. Ați auzit-o descrisă în ceea ce am citit anterior. Vorbind despre această perspectivă, cuvântul lui Dumnezeu din Apocalips 13 îmi spune că acest lucru s-a întâmplat în timpul celor 42 de luni sau 3 ani și jumătate. Dar că, la sfârșit, această forță va fi resuscitată, va fi reînviată printr-un complot sociopolitic din altă parte. Mi se spune că o altă fiară va veni și va da viață acestui animal de pradă, acestei fiare care a acționat în Evul Mediu timp de 1260 de ani. Care a început în anul 538 și s-a încheiat dominația în 1798, atunci când Roma
a fost cucerită de generalul Berthier și când Papa Pius a fost luat în captivitate. Ce văd aici este însă că fiara din Apocalipsa 13 cu 11, care avea două coarne ca ale unui miel, rețineți, mielul este simbolul Domnului Iisus Hristos. Da? Semăna cu mielul, numai că lucra cu toată puterea fierei din tâi. Făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecat. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea să se coboare foc din cer în fața oamenilor. Amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care le dăduse să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și sărați, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Dragii mei, suntem în momentul critic între două paradigme. Paradigma veche s-a încheiat la începutul secolului XIX. A urmat o zonă de liniște, de victoria Scripturii, de iluminarea oamenilor. A apărut fenomenul și experimentul american. Și apoi? Experimentul acesta și timpul acesta se apropie de încheierea lui. Harul care ni s-a dat până acum este consumat și aproape că dispare. Forțe care până acum le-am considerat dispărute reapar. Pe trotuarele noastre apar tot felul de zeități vechi, tot felul de mentalități care le-am crezut dispărute, reapar, iar oamenii sunt împinși înainte de aceste forțe de jos. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește că ceea ce a fost înainte, o fiară care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și care a subjugat omenirea întreagă, va reapare. Și suntem pe punctul să vedem paradigma reapariției ei. Față în față cu această realitate, poporul lui Dumnezeu este chemat să ia poziție. Nu pot să închei această oră de identificare a vremurilor noastre decât cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalips. Capitolul 14. Am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Fiți atenți, momentul de vestire este acum, între cele două paradigme. Acum când oamenii mai pot să aleagă, acum când eu și cu tine putem să facem ceva. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu. Dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Observați cu câtă direcție se trimite la decalog, la cele 10 porunci. Această expresie este luată din porunca a patra. Închinați-vă celui ce a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor. Scriptura nu-i formată din două, Scriptura este una singură. Vechiul și Noul Testament se îmbină în această solie de redeșteptare pe care Dumnezeu o trimite către lumea noastră. Apoi a urmat un al doilea înger și a zis, fiți atenți, a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei, desfrânării ei. Dragii mei, perioada de confuzie, postmodernismul acesta în care nimeni nu mai știe despre ce este vorba, e aproape să se gate. Și când Babilonul a căzut, când praful începe să se așeze și orizontul
să se facă mai clar, atunci în spatele Babilonului începe să se profileze un chip teribil. Al treilea înger a zis, dacă se închină cineva icoanei fiarei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână. Încet, încet, dintre ruinele vechii paradigme își face loc spre ziua de azi o fiară nouă, globală, puternică, cu experiență, cu autoritate, cu miracolul și taina într-o mână, cu autoritatea sociopolitică în altă mână, cu dorința de a stăpâni întreaga lume. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Căci în timp ce se ridică fiara, în realitate a venit ceasul judecății lui Dumnezeu. Vă rog frumos, nu vă uitați la lume. Nu vă uitați la fiară. Uitați-vă la Dumnezeu care s-a ridicat să judece lumea noastră. Iar judecata lui Dumnezeu are ca scop mântuirea ta și mântuirea mea. Mântuirea aceasta se va întâmpla în aceste zile în care aparent nu există nicio ieșire. Dar El a pregătit mântuirea. Este gata să vină. Și dacă în seara aceasta ai fost pradă îndoielii, oboselii, descurajării, fii atent că cuvântul lui Dumnezeu se împlinește atât de clar încât până și Dostoievski a înțeles lucrul acesta. Oare noi de ce nu înțelegem? Și dacă înțelegem, oare de ce nu ne bucurăm? Vă invit. Vă invit să ne rugăm ca Domnul să dea bucuria Lui și harul Lui în acest sabat de împlinire a cuvântului Său. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, ca popor al Tău, care vedem cu ochii noștri împlinirea tuturor făgăduințelor Tale și mai ales a puterii Tale în această lume, venim, Doamne, să Te rugăm să ne ajuți să ne temem de Tine, să ne bucurăm de ceasul judecății Tale și de faptul că prin judecată aduci mântuirea fiecăruia dintre noi. În ciuda tuturor lucrurilor care se întâmplă de jur împrejur, Te rog să-Ți pregătești poporul Tău pentru ca să fie gata, să meargă în pas cu profeția Ta, să Te urmeze în fiecare clipă, pentru ca Tu, Doamne, să-i dai puterea biruinței Tale, să-L faci ascultător de poruncile și de comanda pe care Tu, ca mare comandant, o dai acestui popor care s-a angajat să Te urmeze. Te rog frumos să faci din mine și din toți aceia care ascultă această frumoasă și deosebită împlinire a cuvântului Tău, să faci din noi niște oameni fericiți că putem să călcăm în urmele Domnului Iisus Hristos. Ajută-ne să ne fie El comandantul, să ne fie El cel ce ne poruncește, iar noi să fim acea oștire care cu bucurie să se așeze acolo unde cuvântul și porunca comandantului lor le-o cere. Fă din noi niște oameni care să caute această posibilitate, această ocazie, această favoare. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin.